Ultimele mișcări de pe scena politică discutăm în minutele următoare împreună cu domnul Ludovic Orban, fost premier al României, în legătură telefonică directă cu noi. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru intervenție. Bună dimineața, domnul Vlădescu, bună dimineața telespectatorilor care ne privesc. Domnule Orban, cum vedeți, iată, ședința coaliției de aseară, care s-a terminat târziu noapte, n-au reușit să ajungă la niciun consens nici de această dată. Spunea însă Vasile Dâncu la un alt post de televiziune că există niște nume pe lista scurtă, trei nume. Sunt penibil. Mai au puțin să se ducă la petit și prin alte capitale europene, să aducă vreun primar sau vreun candidat la primărie de prin alte capitale europene. Asta arată că în interiorul PSD și PNL nu există niciun om capabil să candideze la primăria capitalei. Arată că ei au hotărât să facă alegeri locale, dar au fost luați pe nepregătite de propria lor hotărâre. Arată faptul că nu sunt capabil să dea o replică pe măsura primarului general al capitalei. Oricum, bucureștenii să nu uite niciodată că guvernul PSD-PNL a jefuit capitala. Este al doilea an consecutiv în care bugetul capitalei este privat de venituri importante. Anul acesta, guvernul a furat, pur și simplu, din bugetul capitalei 620 de milioane. La repartiția ajutorului pentru încălzire... Cum adică a furat? Că trebuie să și dovedim aceste acuzații, domnule Orban. Păi a furat prin modul în care a făcut legea bugetului de stat și modul în care a... S-au acordat mai puțin bani, adică. Din cote și transferuri față de bugetul pe anul trecut, care bugetul pe anul trecut a fost mai mic decât bugetul pe anul anterior, încălcând legea finanțelor publice și impunând pe legea bugetului de stat niște cote și niște sume ca transferuri, care au redus bugetul capitalei cu 620 de milioane, în condițiile în care și așa bugetul capitalei era grav afectat de datoriile, de deficitul grav care a fost lăsat de Gabriela Bănceanu Firea. Și o dată a trebuit 2 ani de zile să stângă cureaua, să optimizeze cheltuielile ca să poată să echilibreze bugetul capitalei, să împiedice intrarea în incapacitate de plată a capitalei. Domnule Orban, e clar la cum arată lucrurile PSD, că... Din nou, guvernul PSD-PNL pur și simplu jefuiește bugetul capitalei la repartiția ajutorului de încălzire, deși jumătate din populația care beneficiază de energie termică în sistem centralizat se află în București. Din 800 de milioane care au fost alocate ca ajutor de încălzire prin ajutorul de stat, bucureștenii au primit 6 milioane. Și ce facem? Rămânem în întuneric în București, domnule Orban? Că zicea domnul Nicușor Dan, spunea zilele trecute că București, în București s-ar putea opri semaforizarea, iluminatul public, pentru că nu se votează bugetul. Iar acum, ceea ce face PSD-PNL este pur și simplu un sabotaj împotriva Bucureștiului. Neaprobarea bugetului blochează orice fel de proiect nou și pune în situație extrem de gravă, inclusiv plățile curente, chiar și plățile pentru proiecte aflate în derulare și inclusiv creează probleme pentru plata cheltuielilor curente, inclusiv salariile angajaților din primărie. Deci este un sabotaj inacceptabil. Și până unde va merge acest sabotaj, așa cum îl numiți? Ce spuneți? Până unde va merge? Cum se va finaliza? Cum se va încheia toată această treabă, acest sabotaj despre care... Eu sunt convins că bucureștenii vor înțelege că, practic, tot ceea ce face guvernul politic ca să afecteze negativ imaginea lui Nicușor Dan pleacă de la guvern și că vor veni masiv la vot ca să-și voteze primarul, care este un primar al cetățenilor, un primar independent, un primar care a dat afară corupția și bun, care am înțeles asta. Toate proiectele serioase. Pentru PMB, cu ce nume vor veni cele două partide? Cu ce nume credeți că vor veni cele două partide? Vă spun că mi-este indiferent pe cine vor pune candidat la primărie. Candidatul ăla va fi candidatul PSD-PNL. Candidatul a două partide... Care nu-i va face probleme lui Nicușor Dan, pe care dumneavoastră îl susțineți la Alianța pentru Dreapta Unită? Noi îl susținem pe Nicușor Dan pentru că este un om corect, un om serios, un om care tratează toate problemele Bucureștiului cu maximă seriozitate, un om care a deblocat... Are șanse și în fața domnului Cătălin Cârstoiu, medic,
ascultați-mă, nu poți să vii și să pui primar pe cineva care nu a avut nicio preocupare, nicușor, dar până să ajungă primar general, a fost implicat atât ca activitate în cadrul organizației neguvernamentale, cât și ca activitate, a fost preocupat de problemele Bucureștiului, a căutat soluții, a căutat să facă un diagnostic serios și se vede lucrul acesta, pentru că Nicușor Dan nu vine cu chestii pompieristice, cu populisme ieftine, cu lucruri de suprafață care să facă bule și să lucească frumos, ci abordează frontal toate problemele de fund pe care le are Bucureștiul. Dacă bucureștenii vor în continuare un primar serios, un primar care să nu bun, și pentru că aveți experiență, de show-uri ieftine. Am înțeles, și pentru că aveți experiență politică, domnule Orban, ce se va întâmpla cu Gabriela Firea și cu viitorul alianței PSD-PNL într-un răspuns într-un minut, pentru că vreau să vedem și un material apoi pe care să-l comentăm. Vă rog. Mă întrebam ce se va întâmpla cu viitorul alianței PSD-PNL. Gabriela Vrânceanu Firea trebuie să dispară din viața publică după dezvăluirile abominabile. Bun, ce va face Gabriela Firea care își dorește să candideze la PMP? Persoanelor nevinovate în vârstă. Nu v-am auzit. Ce va face Gabriela Firea care își dorește să primească această candidatură la PMP dacă PSD nu o va susține? Să se întoarcă la Antena 3, la promotorul ei în politică. Bun, pe de altă parte, doamna Firea n-a fost doar la Antena 3, trebuie să precizăm, a mai lucrat și în alte, și la Antena 1 și are o carieră în spate de jurnalist, a fost într-adevăr primar al Capitalei, ministrul familiei. A lucrat familie. Și la TVR, vă spun eu. Și la TVR și purtător de cuvânt, așa este. Ascultați-mă, deci, din punctul meu de vedere, este practic, nici nu are importanță pe cine desemnează coaliția candidată primar. Pentru că în ochii bucureștenilor această coaliție, acest guvern va reprezenta efectiv o ciumă pentru București, pentru că au făcut tot ce e posibil ca să saboteze primăria generală a Capitalei și pe Nicușor Dan.